Salut, e motocultorul meu aici, o să încep să frezez cu el prima frezare pe 2017 și de ce fac asta, cu toate că trebuia să mai așteptăm. Pe la noi se cam două lupte așa între generații, să zic așa, și îl prinsai pe taică meu cu sapa, n-are voie la efort și totuși e ambițios și l-am oprit. Și uite că iau și motocultorul și îl pun la treabă. Și aici vom pune ceapă. Să vă arăt. Dau mai așa să nu stau în... Deci avem de asta roșie, lunguiață, albă, tot așa lunguiață și din asta galbenă. Aia albă am pus prima dată anul trecut, e foarte bună. Nu prea e iute, e o ceapă foarte de calitate și am găsit și acum să iau. Usturoi, ăsta e românesc, e de al nostru, l-avem de anul trecut. Și o să mai punem niște semințe, că locul e destul de mare. Aici avem două bețe cu ață noi, cam tot ce punem în grădină, punem la sfoară, să fie drept, să ne placă cum arată. Și frezele mele, o să le montez imediat. Și acum o să le prind cu bolțuri din astea, să fie mai ușor. Dacă ați văzut, eu am făcut niște șuruburi speciale să fie mai în siguranță roțile când am pierdut atunci una pe drum. Dar acum o să folosesc bolțurile astea. Deci o să mă apuc de treabă și vă arăt și prima frezare pe 2017.
Gata, am terminat de frezat locul. Facem un șanț aici să se scurgă apa. Pământul e foarte bun. L-am făcut foarte bine. Pentru că e utilajul mare, a fost mai greu să mă învârt cu el în loc. Dar să vă arăt aici ce am ocolit. Aici este o tufă de mărar bulgăresc. Este foarte aromat și noi îl dăm la păsări, nu îl consumăm noi. La mâncare folosim mărar românesc, dar asta este foarte bună pentru deparazitare. La păsări le dăm mereu, crește foarte mare și le dăm mereu să mănânce. Acum o să ne pregătim să punem ceapa, usturoiul în pământul ăsta care foarte bine s-a făcut. Gata, am terminat, am pus tot, ceapă, usturoi, la sfoară, așa cum se vede, să arate foarte bine când răsar. Și aici ce se vede este sămânța de arpagic, alb așa, urmează să o acoperim. Am băgat motocultorul și în partea asta am făcut o trecere să sparg puțin pământul. Veniseră câțiva strop de ploaie, dar după a ieșit soarele. Și aici ce o să mai punem în pământ, probabil săptămâna viitoare, praz, morcov, ridichi, dovlecei o să-i pun în livadă, avem un loc care l-am câștigat anul trecut cu motocultorul, spanac, niște flori. Și vedem ce o să mai cumpărăm. Poate o să mai fac un clip când o să punem și dovlecei și o să bag motocultorul și în livadă. Cam asta e pe ziua de azi. Vă salut și vă doresc spor la treabă și vreme frumoasă.